La sfârșitul săptămânii trecute, actorii Teatrului Mihai Eminescu din Botoșani au participat cu spectacolul Unchiul Vanea, în regia Antonelei Cornici, la cel mai important festival de comedie din Ucraina, Aplauzele de Aur ale Bucovinei, organizat în orașul Cernăuți. Spectacolul, inspirat de una dintre cele mai cunoscute piese ale lui Anton Cehov, a impresionat prin maestria artistică, dar și prin intensitatea emoțiilor transmise. Mulțumesc! Prefer să-l servesc în cameră și așa am fac de mult de lucru noaptea asta. Sunt sigură că o să-ți placă la ocul în zilnic. Mama, credeți pe mine că sunt urmare filosof? Alexander Serebreacov. Iar voi tot împărășite din grob, din grob, da, ai putere. Uite și unchiule Ivan, ce vreme frumoasă e, nu e cald deloc. Da, e o vreme numai bună să te spânzi. Totodată, atât publicul cât și specialiștii din juriu au fost impresionați de calitatea scenografiei, realizată de Alina Dincă Pușcașu. Costumele, muzica, dar și diferitele elemente de lumini au reușit să stârnească interesul. Actorii au fost recompensați de spectatorii veniți în număr foarte mare la Teatrul Olga Kobilianska din Cernăuți cu aplauze la scenă deschisă. Directorul Teatrului Botoșenean a înmânat diplome oficialilor de la Cernăuți, diplome marcând aniversarea acei 60 de ani de trupă proprie a Teatrului Mihai Eminescu din Botoșani. Totodată, actorii au primit premiul pentru cea mai bună trupă de teatru a festivalului. Din distribuție au făcut parte actorii Ioan Crețescu, Gina Pătrașcu-Zamfirache, Sorin Ciofu, Alexandra Vicol, Marius Rogojinski, Lenuș Teodora Moraru, Petruț Butuman și Irina Mititelu. Regia a aparținut Antonelei Cornici, scenografia Alinei Dincă Pușcașu, iar coreografia Victoriei Bucun.